I see fireworks and research now. Imagine something about you. Your body fits on mine like a glove. let them say whatever they want. It's I be the student, you be the teacher. Miss sophisticated such a pleasure to meet you. Yeah, but here's the only issue since we you gotta turn my world upside down. Upside down. And I don't really mind spider man kissing you as long as you're planning on sticking around. The happiest boy in the world, the world goes to me. Not a chance, nobody came close to him. I kinda knew you was troublesome. You got me wrapped around your finger like bubble gum. Everything that you do, everything you do, everywhere that you move. There's just something about you. There's just something about you. you. 11 și 34 de minute ascultați Radio România Actualități, iar astăzi pe prietenii de la 10 invităm prin spatele catedrei. Mai, Eu mă așez în bancă. <laughs> Evident, noi stăm uh... În bancă, în primul rând, stai la iar la stai catedră, bancă, de fapt, ca. hai să spunem așa, la catedră astăzi este doamna profesoară Ivona Munteanu. Bun venit în, la Prietenii de la 10! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Uh, Ne-ar plăcea și noi să fim la catedră acum, dar zic zic mai degrabă să stăm cu miții în bancă și uh, să aflăm de la dumneavoastră cum, uh, cum este viața de profesor în uh, 2019. Păi, cred că fiecare are propria lui poveste despre viața de profesor, fiecare profesor și cred că dacă ești pasionat de ceea ce faci, e o viață minunată de profesor, chiar dacă provocările sunt uriașe. Și dacă ar fi să cuprindem toate gândurile, toate frământele, evident, într-o manieră cât mai prietenoasă, să spunem așa, și pe înțelesul tuturor care se aducă mai aproape de, de, de cadrul didactic de profesor, Uh, nu putem trecem atât de ușor peste prof de română. Prof de română. Da, așa se numește uh, antologia de texte. Prof de română. De unde a venit ideea, cum a pornit și cum cum a ajuns? Uh, la cred ea? că ideea a fost a lui Cristian Cosma, cel care a coordonat primul volum, urmează încă două, uh, am să vă vorbesc un pic mai încolo despre ele. Uh, și a pornit din ce știu eu de la propriile lui amintiri din viață de școală, de la profesor care l-au inspirat sau care l-au lăsat rece și cumva adunând și din jur așa fel de fel de istorie, a ajuns la ideea de a le strânge, de a strânge câteva texte ale profesorilor de română. În... Și am impresia că nu se va opri aici. Nu se va opri, spuneam că urmează volumul 2, deci primul volum a fost coordonat de Cristian Cosma, urmează volumul 2 coordonat de Dorica Boltau și Nicolae și volumul al treilea de Ohara Donovetski. Și va fi o lansare cu toate trei la Gaudamus și pe 2 iunie. Și pe noastre, în această antologie, de fapt, ce fragmente din viață surprindem în. Fragmentul pe care l-am surprins eu, pentru că sunt foarte variate textele, fragmentul meu se referă la prima mea zi de școală sau primi, primele mele luni de școală. De școală ca profesor. De școală ca profesor, da. Practic, momentul în care am coborât prima dată din microbuz la școala către care făceam naveta la momentul respectiv, în Budești, și în ulterior cum s-au desfășurat primele luni de școală. Dar textele sunt foarte variate, adică surprind și momente de început, și momente legate de repartiții, adică e sunt fantastic de variate poveștile din Doamna antologie. Doamna profesoară, eu am îndrăznit să deschid uh, la pagina 63 din această carte Prof de Română, o altfel de antologie de texte. Este o carte pe care eu acum o să o arăt către cameră. Asta pentru cei care uh, sunt acum pe frecvențele Radio România Actualități și au în față un computer deschis, fie că este vorba de telefon mobil sau un laptop uh, ori un, un calculator uh, la birou. Uh, Ideea este că M-am dat când m-am dat jos de pe tocuri, acesta este titlul textului dumneavoastră și o să citesc, îmi permit să citesc sau îmi permite Sigur. să citesc un, um, un, fragment, prima mea școală în județul Călăraș. Era printre ultimele din județ ca rezultate la evaluarea națională. Am ajuns acolo în cadrul programului Teach for Romania. Aveam foarte viu în minte cu câtă solemnitate își alegea rochia pentru 15 septembrie mama mea care este învățătoare de 38 de ani. Deci mi-a luat ceva timp să găsesc cea mai potrivită ținută pentru prima mea zi de profesoară. Astfel că microbuzul care m-a dus la festivitatea de deschidere a școlii spre Oltenița, la 35 de km de București, avea la bord, printre navetiști obișnuiți și o aproape cucoană, ușor inadecvată situației, printre saci de cartofi și sarsanale cu țoale cumpărate din bazarul de la Big Berceni. A fost și unul dintre rarele momente de navetă în care șoferul mi s-a adresat cu poftiți, doamnă, vizibil impresionat de tocurile mele, clănțănind maestos pe lângă mașină. Și o să mă opresc aici. Uh, pentru cei care sunt doritori să afle continuarea acestei povești, uh, le recomandăm cartea Prof de Română, o altfel de antologie de texte. Sunt convinsă că pentru fiecare profesor, pentru fiecare învățător, începutul este emoționant, așa cum și pentru noi, cei care am suntem la școală, fie în calitate de părinți, așa cum spuneam chiar și eu și ți înainte de a intra în legătură directă cu, cu dumneavoastră, și ca profesori. Până la urmă, a meritat tot efortul acesta de a vă găsi cea mai frumoasă și potrivită roche, de a vă pune cei mai spectaculoși pantofi, chiar dacă aveau tocuri și chiar dacă a, a fost, ați fost nevoite să mergeți într-un microbus să faceți naveta? Um, recunosc că pentru mine, în continuare, să fiu profesoare o sărbătoare. Știu că poate suna naiv, știu că poate suna ridicol, pentru că nu pare deloc genul de profesie um, pe care, la care să raportez gândindu-te la o persoană încântată de meseria ei, dar eu cred că a meritat și cred că ar trebui, de fapt, să există mai multe prilejuri de a celebra. Um, în, ideea de a fi împreună în jurul școlii, nu doar începutul și sfârșitul, cum se practică acum. Și de ce spun asta? Pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe provocări, deci nu e cazul să ne bătăm cu apă rece și cred că uh, persoanele care sunt la catedră de mai mulți ani observă mult mai clar uh, schimbările generațiilor și provocările diferite care vin de la copii, în schimb, simt că primim și foarte mult fiind acolo, din partea lor. Și e o energie fantastică pe care eu o primesc, de exemplu, când sunt în clasă, poate că nu în fiecare zi și am foarte multe momente care mă simt de recunoscătoare. Deci, da, a meritat și cred că ar trebui să... Eu nu mă încalț, nu mă îmbracă foarte elegant sau nu sunt neapărat genul de profesoară pe tocuri în fiecare zi, dar cred că e nevoie de mai multe prilejuri de celebrare a lucrurilor care se întâmplă în școală și în jurul școlii, contrar a ceea ce se crede. Mi-a plăcut foarte mult când a spus pentru mine școala este o sărbătoare și sunt convinsă că și dumneavoastră ați auzit foarte multe voci în jur, spunând să te faci profesor. În primul mm -hmm. rând, că nu câștigi, salariile sunt încă destul de mici, nu mai ai respect. Pe vremea noastră, elevii uh, respectau profesorii. Mm -hmm. Astăzi, situația este cu totul alta. Cât adevăr. Există în aceste cuvinte. L-ați auzit și dumneavoastră de multe ori, sunt convins. Eu îl aud și chiar mă gândeam zilele trecute, mă rog, știți povestea cu discuția de la ea și în jurul acelei doamne directoare. Eu cred că sunt foarte multe generalizări și cred că și în învățământ. Evident, sunt scoși în față de foarte multe ori oamenii care nu fac cinste meseriei și care cred că există în orice domeniu, dar eu nu simt deloc și am experiența școlii mele uh, în care am predat la început, am experiența școlii de acum, am experiența multor prieteni care predau și nu simt deloc că asta ar fi majoritatea, profesori care nu-și fac treaba sau profesori care nu se poartă cum trebuie cu copiii. E adevărat că sunt și multe lucruri de făcut, dar sunt foarte multe generalizări și cred că ne fac rău. Adică uh, nu cred că folosește nimănui Felul în care se vorbește în acest moment despre școală, foarte părtinitor și foarte cumva agresiv. Știți că cel mai mult sau cea mai bună metodă de a învăța pe copii o anumită materie este să fii un model ca profesor sau ca învățător pentru ei. Mie mi-a plăcut foarte mult fizica pentru că pur și simplu o adoram pe doamna mea profesoară de fizică. Zilele trecute vorbeam cu un prieten despre băiețelul lui, povestea că am avut noroc pentru că a reușit să învețe la perfect, foarte bine limba germană, pentru că aproape că e îndrăgostit de profesoara lui de germană. Vi se întâmplă și dumneavoastră aceste, aceste lucruri? Cu siguranță ne se întâmplă tuturor. Eu, la rândul meu, am fost fascinată de niște profesori și de niște oameni pasionați de ceea ce făceau, și amuzant că am elevi care îmi spun că nu obișnuiau să citească înainte, de exemplu, dar că eu uneori vorbesc cu atâta uh, pasiune despre o carte încât uh, nu rezistă și trebuie să se apuie să citească acea carte. Mare um, lucru! Sunt convinsă că entuziasmul e unul dintre cele mai puternice forme de seducție în educație. Cum îi faceți pe elevi să citească? Pe elevii dumneavoastră. Păi, în primul rând, eu sunt un cititor pasionat, adică pentru mine cărțile au fost un eveniment, o sărbătoare, că tot vorbeam despre sărbători. Și unul dintre motivele pentru care eu am intrat în învățământ, pentru că am lucrat în mediul privat înainte, a fost, a fost fix acesta, să-i ajut să iubească lectura. Și, într-adevăr, în primul rând, vorbesc foarte... Nu le recomand cărți care pe mine nu m-au entuziasmat. Entuziasmul ar fi un aspect. Al doilea ar fi faptul că... M-am străduit să nu transform lectura în ceva uh, obligatoriu, adică e în regulă dacă ei pun una pe o carte din, dintre cele pe care le recomand și nu s-au regăsit în ea, le spun în regulă căutăm cartea care îți potrivește și cred că asta în sine faptul că au de ales e un alt aspect. Și altceva care simt că mi-e ieșit, uh, am reușit să le aduc foarte multe cărți de autor contemporan, fie autor contemporan român sau chiar și străin. Și, în fine, cărți care au și un aspect grafic deosebit și, și asta imagini și cu siguranță, da, și eu cred că nu mai e cazul să rămânem blocați, nu mai citesc copiii amintiri din copilărie. Citesc mai încolo dacă au deja niște obiceiuri de lectură sănătoase și dacă sunt împreună unor cărți care lor chiar le fac plăcere, la un moment dat ar putea să pună ei singur mâna pe ceva ce inițial ar putea să pară dificil și neplăcut. Așa că eu chiar uh, sunt plină de speranță în privința lecturii și mă surprind uh, discursurile apocaliptice despre faptul că nu mai citesc copii. Să <laughs> <laughs> vedeți la fundulea cum citesc copii, în special la gimnaziu. Și ce citesc? Ce <coughs> le recomandați păi, să um, citească? Um, îi spuneam colegii dumneavoastră că moderez și un club de lectură la Humanitas uh, de la Cismigiu și acolo vin foarte mulți scriitori contemporani. Uh, cum ar fi Ciprian Moceșaru, Super sunt în gândac, e o carte care a prins fantastic la gimnaziu, um, cum ar fi Olguța și un bunic de milioane, de Alex Moldovan, în general literatură contemporană. Uh, încerc foarte mult să încurajez să citească literatură română contemporană, pentru că în ultimii ani au apărut niște cărți foarte valoroase și îmi plac și mie, adică eu mă distrez foarte mult citind literatură pentru copii. Um, Ana Rotea, Dosarul Popcorn, e deja o serie, am citit recent um, Andy Landy, călătoria lui Vlad pe celălalt râm de Sânziana Popescu, um, le-a mai plăcut unora dintre ei Val și Citatea Sufletului de Analfianu, Alfianu, plus uh, cărțile copilăriei um, care se vând și în foarte bine, cum ar fi Matilda de Roald Dahl și în general orice de uh, Roald Dahl e grozav. Um, unii dintre ei citesc și jurnalul unui pus sau jurnalul unui puștoice nu, eu personal nu sunt neapărat încântată de această serie, dar la fel pe principiu că e important să li se, creează, să li, li se creeze niște obiceiuri de lectură și apoi vor ajunge și la alte lucruri parte, de o altă calitate. Cine este Ana Pușcașu, doamna profesoră? Uh, Nu-i cunosc personal pe toți scriitorii în antologie. Cristian Cosma este cel care i-a cunoscut și, din păcate, eu nici n-am reușit să ajung la lansare unde au fost mulți Ana Pușcașu este prezentă în această carte la pagina 75 și, din curiozitate, este o profesoară tânără, foarte inocentă și are așa o bucurie pe care eu așa o simt din fotografie. Este profesoară la sat și o să mai citesc din cartea dumneavoastră să facem experiența completă. Poate într-un fel Ana Pușcașu ne-a oferit răspunsul la întrebarea pe care v-am spus-o, v-am adresat-o ceva mai devreme, dacă merită într-adevăr să fii profesor la sat sau în mm -hmm. general să fii profesor în România și spune colega dumneavoastră așa, uneori când mă întreabă cineva ce lucrez, spun numai cu jumătate de gură că predau. nu vine vine să spun din prima că sunt profesor. De 8 ani și un pic predau într-un sat, undeva la 40 de kilometri de Timișoara. Acum nici nu-mi dau seama când a trecut timpul. Cine ajunge, așadar, la catedră? Sau, mai bine zis, cine și la ce catedră ajunge? Pentru că de aici pornește, de fapt, tot acest joc în care ori ai stomac, ori stai pe margine, de la repartizările de posturi, fie ele titularizabile sau de suplinire. Până la urmă, cred că trebuie să fii făcut să fii profesor sau învățător. Mm, sunt și nu sunt întru totul de acord. Cred că. Pe lângă a fi făcut, dacă câtă vreme îți lipsește dimensiunea de a te pregăti, și câtă vreme nu e genul de persoană care consideră în permanență că are lucruri de învățat, um, acel talent inițial despre care vorbiți dumneavoastră s-ar putea să nu fie de ajuns. Știți de ce v-am întrebat? Pentru că atunci când un profesor în România este tentat să spună cu jumătate de gură, așa cum spune colega dumneavoastră în carte, că predă, Înseamnă că, într-adevăr, avem o problemă. Mi-aduc aminte că înainte, cu mulți ani înainte, să fii profesor sau să fii învățător era o dovadă de mândrie. Dacă îmi permiteți așa o expresie, omul se fălea mm -hmm. că este la catedră. Acum a pierit din entuziasmul ăsta. Parcă ne e rușine să spunem că suntem profesori. De ce? Păi pentru că eu cred că un rol foarte important îl are felul în care profesia e reflectată în media, în special la televizor și câtă vreme sunt scoase în evidență în special cazurile de neprofesioniști, să spunem, care cred că există, cum ziceam și mai devreme, în orice domeniu. Într-adevăr, te simți jenat. I -i, și eu mă simt uneori în discuții cu taximetrici, de exemplu, sau cu oameni care nu au legătură cu domeniul. Când aud că sunt profesoară, încep să-mi povestească despre nemulțumirile lor legate de ce se întâmplă într-o școală sau alta. Și eu mă disociez de lucrurile acelea, pentru că eu sunt și foarte pasionată de ceea ce fac și mă străduiesc să-mi fac treaba cât se poate de, mine, de bine. Ca mine sunt o mulțime de alți oameni și cred că sunt majoritatea aceștia. Și atunci, da, câtă vreme opinia publică uh, are impresia că profesorii nu mai sunt ce erau odată și că nu știu, faptul că sunt scoase de câteva cazuri în evidență și cazuri negative uh, spune ceva despre profesie în general, cumva, da, ajungi să te simți stânjenit să spui că ești profesor. Și ce păcat că e așa. E păcat, pentru că, într-adevăr, e o meserie foarte frumoasă. Ce vă dorești cel mai mult de la elevi? Uu, îmi doresc cel mai mult de la elevi să gândească. Sau îmi doresc cel mai mult de la mine să fiu capabilă să învăț să gândească. Și faptul că aju îi ajut să le placă lectura e unul dintre, <laughs> dintre pașii pe care eu îi fac pentru a-mi îndeplini acest obiectiv. Și elevii ce-și doresc cel mai mult de la profesorul din fața catedrei? Eu fața simt că de foarte multe ori elevii-și doresc de la profesor să fie jucăuși, să fie foarte interactiv, să nu-i plictisească și să fie atent la felul cum se simt, să nu-i umilească, să aibă o relație de respect, dar cumva și de înțelegere. Înțelegere față de felul în care greșesc și de felul în care ei pot să învețe din greșeli. Um, uneori sunt uh, dificil de gestionat toate acestea, pentru că, într-adevăr, e grozav să fii jucăuș și să faci o mulțime de activități interesante pentru copii, dar e nevoie și să înveți să stea cumva așezați în ei înșiși și să fie capabil să reflecteze și să gândească. Adică, învățarea nu e doar o joacă și. Uh, entuziasm și uh, făcut activități interactive, ci pur și simplu gândit, lucrat, luat de la capăt și cred că aici apare marea provocare și aici uneori nu reușești să-i duci pe munte, că cedează pe parcurs atunci când dau de greu și asta iarăși mi se pare o provocare sau asta iarăși e ceva ce-mi doresc să le dezvolt. Capacitatea de a nu se da bătuți atunci când greșesc. De fapt, Marisa Savanți nu s-au dat bătuți când au dat greș odată și au beneficiat de toate greșelile celor de dinaintea lor. Deci, Ați menționat greu cât de greu e să fii profesor de română. E greu, dar e foarte frumos. Cât de greu? Ce e cel mai greu în a fi profesor de română? Iar Iarăși, cred că sunt niște răspunsuri personale. Pentru mine, cel mai greu e faptul că nu întotdeauna simt că rezultatele sunt pe măsura entuziasmului cu care mă duc în clasă. Um, uneori se poate întâmpla ca o lecție foarte bine gândită și pregătită în detaliu. Să nu iasă bine pentru că în clase respective s-a întâmplat ceva sau urmează să aibă un test. Sau... Sunt o mulțime de evenimente care pot să apară într-o clasă și par mărunte, dar sunt suficiente uneori ca să-ți strice momentul pe care l-ai pregătit în detaliu. Um, și cred că pentru mine în, în acest moment cel mai greu de gestionat e să nu simt că rezultatele sunt pe măsura așteptării sau pe măsura investiției sufletești sau de resurse în ceea ce fac la clasă. Um, un alt uh, lucru greu de gestionat pentru mine e faptul că um, poate uneori intențiile nu sunt bine înțelese și, spre exemplu, eu insist foarte mult pe a-i sprijini să gândească, să facă fel de fel de corelații între idei, să lucreze mult cu textul și uneori, în special elevii de liceu, tind să spună nu vreau atâta efort și atâta lucru cu textul, vreau pur și simplu să mi se dea ceva cu lingurița, un fel de eseu dictat și cu asta să mă duc la bac fără efortul de a gândi. Și da, acestea sunt două dintre provocările care îmi vin acum în minte. Iar pentru uh, profesorii care sunt undeva la început, pentru că sunt în perioada de pregătire, să spunem așa, încă nu au avut parte de prima lecție. Mm -hmm. Cât de ușor sau cât de greu le este? Oh, eu cred că Ca să greu. putem înțelege, de fapt, cât de ușor sau cât de greu este să fii eu... profesor. Da, um am uitat să menționez o dificultate. Într-adevăr, e foarte greu să gestionezi o clasă plină cu fel de fel de energie și o clasă de copii care se concentrează foarte greu. Și eu mă simt norocoasă pentru că am intrat în învățământ în urma programului Teach for Romania, adică am fost participantă la acel program și am avut parte de foarte multe cursuri de pregătire inclusiv de cum nu crezi cu elevii dificil cum gestionezi emoțiile într-o clasă, o mulțime de cursuri de genul acesta sau de leadership în clasă. Dar cred că dacă intre cineva în învățământ Foarte pasionat Dar pregătirea din facultate în mod clar e insuficientă Și fără să fi trecut și prin alte cursuri Fără să fi conștientizat ce se poate întâmpla Și că de multe ori reacțiile elevilor Nu sunt neapărat față de profesorul Din fața lor Ci pentru că pur și simplu au alte, altele în spate Pe care nu le pot gestiona Și fără toate acestea cred că e cumplit Și pe mine m-a ajutat foarte mult Faptul că am fost într-o rețea de profesori Că discutam foarte mult despre provocările Pe care le aveam că discutam nu doar despre provocări, cum se întâmplă de multe ori în cancelarie, ci și despre lucrurile frumoase care se întâmplă și, și cumva am învățat tot atunci, în Teach for Romania, că uh, eram foarte critici toți cu noi înșine și nu, eram nemulțumiți că nu e, Inevitabil, primele lecții nu ies grozav. E, cred că oricine ar putea să recunoască asta. Dar am învățat în timp să ne uităm și la ce ieșea bine, totuși. Chiar dacă uneori părea o lecție compromisă, erau, sunt întotdeauna într-o clasă niște elemente care te pot, să, te pot, face să spui Bun, aici, la, măcar la elevii aceștia am ajuns, măcar asta a ieșit bine și sunt importante ambele. Suntem sigur că sunt foarte multe lucruri care ma, poate că ar fi bine să le audă, să recunoască cât mai mult și părinții acasă și chiar tineri care vor să, să ajungă profesor, nu doar lecția simplă, Și să-și aducă aminte cum era lecția și cum era un uh, profesor mai bun sau poate mai puțin apropiat de el și așa mai departe. Așteptăm cu mare drag ediția a doua, a treia și a, a patra și sunt sigur că se va ajunge și la 5 și la 6. Sperăm. Vă <laughs> invităm la Gaudemus când o să fie toate trei pe scena mare pe 2 iunie. Doamna profesoară Ivona Munteanu, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, vă mulțumim Mulțumesc și eu, vă dorim mult succes! Mulțumesc! aduce bucurie în fiecare casă. Doar în perioada 24-25 aprilie ai salam bănățean Cristim 340 de grame la doar 9